Moțiunea de cenzură este semnată de 183 de senatori și deputați, 169 aparținând Partidului Național Liberal, 12 parlamentari neafiliați aparținând PSRO și 2 deputați aparținând Grupului Democrat Popular. Pentru succesul moțiunii de cenzură sunt necesare jumătate plus 1 din voturile parlamentarilor, ceea ce înseamnă 278 de voturi. Începând de astăzi, începem o campanie pe scară largă de convingere a tuturor parlamentarilor, indiferent de partidul din care fac parte, de a vota această moțiune de cenzură pentru a pune punct unui rău imens pentru România, și anume Victor Ponta și guvernul său.